Colapsul sistemului medical moldovenesc, despre care se tot vorbea de la începutul pandemiei, a fost atins, din păcate. Nu mai avem nici locuri în spitale pentru bolnavii de COVID-19 și nici medici care să-i trateze. Constatarea tristă aparține premierului Ion Chico. El a mai spus că dacă paturi sau echipamente mai pot fi găsite, atunci medici și asistenți medicali nu mai avem de unde lua. Locuri în spitale practic nu sunt. Din păcate, este o limită la extinderea numărului de locuri și limita principală este lipsa personalului medical. Din păcate, personal altul decât îl avem, nu avem de unde lua. Noi am mobilizat și studenții de la medicină, și rezidențiatul, și toate rezervele. Ion Chico a venit cu un mesaj și pentru oamenii de artă, care iar au rămas fără concerte și spectacole în urma restricțiilor impuse de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică. Eu o să vă spun foarte sincer, eu vreau foarte mult și sper și mă rog Domnului ca toți oamenii de cultură, artiștii, să supraviețuiască această perioadă. Eu cer scuze și mulțumesc pentru înțelegere oamenilor de cultură care înțeleg bine situația. Deci ei pot continua repetițiile, pot continua alte activități, dar din păcate până la 15 ianuarie nu este posibil să permitem aceste concerte sau spectacole. După ce numărul de cazuri de COVID-19 a crescut simțitor în ultima perioadă, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a hotărât să revină la unele restricții impuse anterior. Astfel, de azi au fost anulate spectacolele, iar restaurantele și barurile se vor închide după ora 22.